Hei, bine ați venit! Intrați! Ați venit la timp să mă ajutați cu valiza asta. Nu reușesc să o închid de nicio culoare. Nu știu dacă și vouă vi se întâmplă, înainte de a pleca în vacanță, încercați să vă luați tot dulapul cu voi și la final vă dați seama acolo că ba, n-aveți ce vă trebuie, ba, ați luat prea mult, ba, nu se închide, ba, trebuie să renunțați la ele sau mai rău să plătiți pentru kilograme în plus în aeroport. Și ca să nu pățiți așa, vă voi da câteva ponturi din ce am învățat eu din experiența mea de călător, o să luăm pas cu pas. Pentru început, vă așezați pe pat tot ceea ce vreți să luați. Primul pas este să eliminați la ce puteți renunța. Încălțările ocupă cel mai mare spațiu în bagaj, așa că prefer să iau pe drum ceea ce e mai greu și mai voluminos. Voi alege tere. Voi pleca cu ei în picioare. Trebuie să vă organizați pe zile ținutele, dacă se poate. Stați 3 zile, luați-vă 3-4 tricouri. Trebuie să vă luați haine versatile, haine care pot fi combinate foarte ușor între ele. Ăsta este arsenalul pentru vacanța mea. Voi încerca să le înghesui pe toate în valiză și să nu mi se șifoneze. Primul lucru, pantofi. Și vreau să vă dau un pont. Pantofii nu îi punem în aceeași pungă, ci în pungi separate. Veți economisi loc, veți vedea. Nu-i păcat de spațiul ăsta dinăuntru? Nu-l putem folosi și pe el cumva? În plus, pantoful nu se va deforma. Am șosetele, de exemplu, le pot îndesa în pantofi. De asemenea, în pantofi puteți băga orice încape acolo. Încărcător de telefon, de exemplu. De ce nu? La nivelul pantofilor, venim cu tricourile. Le puteți pune așa sau, să vă vând un pont, le puteți rula. Aleg de obicei haine din materiale care nu se șifonează atât de repede. Geanta. Dar cum să o pun goală? Nu. Voi îndesa în ea ce ciorapi mai am. Acum urmează pantalonii, pe care îi vom pune unul așa, unul așa. Să punem acum hainele care chiar nu vreau să se șifoneze. Am și o cămașă. Mi-a rămas cureaua. Unde să o pun și să mă ajute și cu cămașa? În gulerul ei. Uite. Sau, dacă nu vreți să puneți cureaua aici, ea poate fi foarte bine introdusă pe pereții bagajului. În fiecare vacanță iau o eșarfă. Este foarte utilă, nici nu vă așteptați când aveți nevoie de ea. În avion este aer condiționat. Ne ajută. Seara se lasă răcoare la destinație. Ne ajută. La plajă, dacă e vorba de plajă, turban. Eu voi pleca cu ea la gât și pentru că merg la Madrid și va fi soare, am și o pălărie, nu? Nu așa. Pălăria are un spațiu aici. Îl umplem cu ceva, nu? Aici am sutien și aparatul foto și el încape tot în pălărie. Mi-a rămas trusa de machiaj, gel de duș, pastă de dinți minuscule, în sticluțe foarte mici, sub 100 de mililitri. Un alt secret este că partea cealaltă a valizei rămâne goală. De ce? Pentru protecție. Ea va veni ca un capac peste. Sunt gata de vacanță. Vreau să vă mai dau un sfat. Întotdeauna când plecați în vacanță, aveți grijă în bagajul de mână, cum este acesta, să vă puneți toate obiectele de valoare. Valoare sentimentală sau financiară, pentru că nu se știe niciodată. Vă doresc vacanță frumoasă și pentru mai multe ponturi, continuați călătoria pe www.corinacaragea.ro.